În multe zone ale țării se păstrează tradiția confecționării crucilor din gheață, iar obiceiul nu este străin nici în județul Neamț. De mai bine de 10 ani, de pe un iaz din comuna Brusturi, localnicii pregătesc bucățile de gheață pentru confecționarea crucilor, simbol al credinței creștine. Munca nu este nici pe departe una ușoară. Ore întregi, oamenii cu ajutorul utilajelor scot gheața de pe iaz pentru ca mai apoi să o decupeze cu măiestrie. Autoritățile locale spun că tradiția confecționării crucilor din gheață este una veche și amintește de importanța botezului Mântuitorului Iisus Hristos. La noi în comună tradiția este ca în ajun de bobotează, în zilele premergătoare boboteze, dintr-un iaz, în momentul de față la mine, familia Moțoc, avem iaz, poate gheață pentru confecționarea crucii care se face în fața bisericii, pentru bobotează. Zeci de localnici pun fiecare umărul și își riscă chiar și viața pentru păstrarea acestei tradiții. Da, ani de zile, cred că vreo 10 ani când se face în acest iaz, se scoate gheața pentru cruce. Este o rea de muncă, dar este frumos. Se respectă tradiția. Bucățile de gheață se taie apoi cu măiestrie și cu mare atenție. Sătenii din Brusturi participă an de an la această tradiție a confecționării crucilor din gheață. La noi se obișnuiește de ani de zile acest obicei. Participăm cu mare drag. Ce să mai spunem? E și riscant? Da, e foarte riscant, crapă gheața. Bucățile de gheață sunt mai apoi cărate până în fața bisericii. Cei care au muncit pe iaz sunt întâmpinați cu colaci și cu vin fiert, dar munca nu se termină aici, bucățile de gheață urmând să fie prelucrate. Cerea casei este un moment foarte important pentru noi. Mulțumim Domnului că ne-a mai îngăduit un an și am ajuns această zi foarte importantă. De aceea, în post și rugăciune, noi ne pregătim pentru a întâmpina marea sărbătoare a botezului, mergând la biserică, de acolo venind acasă cu aghiazma mare, pe care timp de 8 zile trebuie să o luăm dimineața și avem mare grijă, nu spălăm în timpul acesta, spre a mulțumi pe bunul Dumnezeu și a ne ruga să ne mai îngăduie, să ne ierte, să ne curățe și sufletele noastre. Crucile se sfințesc, iar la slujbă participă creștinii din comunitate. Am colegii mei, mi-a dat telefon să-l vadă și câte răboanță. De bobotează, preotul merge din casă în casă, binecuvântăm mâncarea, băutura, noul an și cu această ocazie invităm pe oameni să participe la slujba aghezmei cele mari, care se săvârșește în fața unei cruci de gheață pe care noi am confecționat-o astăzi. În felul acesta invocăm Duhul Sfânt să se pogoare peste ape, să sfințească așa cum a sfințit Iordanul și casele noastre, familiile și tot ceea ce ne dorim noi. La finalul ceremonialului de montare a crucilor, preotul ține o cuvântare despre importanța zilei bobotezei. Sunt tradiții și în București, dar așa cum se întâmplă aici la țară, cum spunea Goga, aici este veșnicia, este cu totul și cu totul deosebit. Mă bucur că am avut prilejul să mă întorc pe locurile mele, să văd acest obicei care este încorporat în sfințenie dumnezeiască pentru aghiasma care vine în casă și care ne curăță și sufletele noastre. Mii de credincioși participă anual pe 6 ianuarie la sărbătoarea de bobotează. La finalul slujbei, aceștia primesc din partea preoților apă sfințită despre care se spune că face minuni.